Hello, fantastic people! Eu sunt Rita de la Fantastic English și în acest video iar o să citim meme-uri. De ce nu? Let's go! Vă fac cunoștință cu echipa. You wanna be on TV? You're already famous. I am already famous. You are, of course. Cu Rita, s-o cu cunoștință. Da, o să Rita. Școala Fantastic iese pe piață din 23 februarie 2015. Eu sunt profesor de pe la 19 ani. Ideea mi-a venit încă înainte de a funda Școala Fantastic English și am simțit că pot să o fac atunci când am văzut că, uite, deja nu mai fac față solicitărilor atunci când lumea se adresa la mine tot mai mult și mai mult. Eu când văd că lumea învață engleza mai bine, prin asta își schimbă calitatea vieții, pot să iau un job mai bun, pot să meargă peste hotare, eu mă sunt împlinită. Eu am luat în chirie un oficiu pe strada Cosmonautilor 6, o clădire care arată tare aiurea, e foarte sovietică, dar doar acolo îmi permiteam să iau un oficiu în chirie. L-am achitat din banii mei strânși din salarii și am început să fac ore individuale și în grup, formam grupe mici ca să nu fie prea puțini, să nu fie vizibil că nu e școală, sunt câțiva clienți. Eu îi aduceam, hai soțul, hai prietena, hai verișorul, hai... și toți îmi scriau la cursuri. Cu siguranță, dacă ar fi să merg înapoi în timp, 5 ani în urmă, 7 ani în urmă, sunt multe lucruri care am nu conștientizez că le-am făcut greșit, dar nu le-aș schimba, pentru că îmi dau perfect seama că n-aș fi cine sunt azi fără acele greșeli, fără acele eșecuri, fără acele căderi nervoase. E complicat să găsești un imobil de 1 milion de euro și să faci linii de creditare, să-l poți achita. Asta e foarte complicat, dar nu la fel de complicat ca găsirea oamenilor potriviți. Am un standard foarte înalt referitor la gradul de pasiune care trebuie să îndeplinești munca de profesor. Eu simt când omul o face doar de dragul că e la interviu și când într-adevăr e pasionat de asta. Deci suntem în reparații, avem 6 încăperi pe fiecare etaj, avem clasă aici, clasă aici, în capătul respectiv avem clasă pentru lecții online, este spațiu pentru manager, avem baie acolo, deși urmează să fie super frumos, la moment se lucrează în direcția asta. Deci aici sunt 4 locuri de muncă pentru colegii noștri, aici o să fie clasă, aici o baie mare cu panoramă. Deci o baie mare, alături încă o baie pentru studenți și pentru toți colegii noștri. Și în capătul acesta o să avem aici clasă, iar aici o clasă pentru lecții online, echipată cu internet super puternic, cu tot ce o să fie necesar ca lecțiile online să fie la fel de bune ca lecțiile în clasă. Și sus, la mansardă, avem studioul de filmare al lui Margarita și call centru, da? Spațiul în care o să lucreze managerii, o să aibă grijă de toate adresările, solicitările studenților noștri. O să-i ajute, o să-i consulte. Iar aici Rita o să aibă amenajat studioul ei. În rest, așteptăm deschiderea și sperăm că o să iasă tot așa cum a fost planificat. Așteptările au fost că o să fie 3-4 luni. Într-un final a fost peste un an și ceva, pentru că asta e, oricine trebuie să treacă prin reparații, măcar o dată în viață. Am nimerit în perioada în care s-au scumpit mult materialele de construcții, au fost și din partea noastră modificări, pentru că noi am vrut să facem lucrurile mai bine. La moment suntem peste 50-55 de oameni
care lucrăm. Că aici la sediu sunt, nu știu, 25-30% din echipă, pentru că o bună parte din echipă e făcută din profesori și ei lucrează în mare parte de acasă. Sunt cei care au lecții fizice aici, lucrează aici. Câțiva sunt cei care au lecții online și la fel vin la sediu, dar major, deci undeva 30 de profesori lucrează de acasă. Știi cum a fost? Nu am reușit să gustăm până la capăt din experiența asta nici noi, nici ei, pentru că nu mai ieșeam la lecții 2-3 săptămâni, după care, hop, stați acasă, știi? Și mergeam în online. Păi iar reveneam și iar mergeam acasă și avem profesori care zic, dar nu mai trebuie să vină aici, gata, până nu se reglează lucrurile, eu vreau să lucrez de acasă, pentru că este și ăsta un disconfort din punct de vedere logistic să organizezi studenții tăi, profesorul, toate lucrurile de care ai nevoie ca să faci o lecție eficientă, ia timp. O parte din adolescenți și copii fac lecții doar fizic și îi văd des, deja îi cunosc la față, super entuziasmați, stau pe canapea relaxați, fug pe coridoare, se aude gălăgia asta specifică unei școli, știi, pe care o auzeam eu în școală și un sentiment așa frumos. Chei și în care găsesc greșeli în curs, găsesc greșeli în exercițiu. Am uitat în arhitectură joare și vreau să revin. Eu credeam că se face asta și manual, atunci când de asta noi ne-am uitat pe Aisprina în cauza la quiz-uri, că acolo trebuie să verific manual. Bugetul pe care l-am planificat inițial a fost aproape triplat până într-un final, pentru că pe parcurs noi am decis să investim foarte mult în sistemul IT, adică servere la fiecare etaj, Wi-Fi funcțional foarte bine, pentru că totuși suntem o companie mai mult centrată pe online. Profesorii care fac lecții online au nevoie de conexiune super bună pentru ca nu cumva să frâneze lecția, pentru ca să aibă toate materialele pentru lecții stocate, sigur, într-un loc online, nu undeva pe un cloud care poate fi hăcuit, care poate dispărea. Și la fel de mult am investit în sistemul de ventilare, care e o chestie despre care eu nici nu cunoșteam, dar când am început să lucrăm, noi am înțeles că dacă vrem să fie aerul curat pentru colegi care lucrează aici și pentru studenți, totuși merită să facem această investiție. Noi am făcut-o pentru ca să organizăm un spațiu super comod, atât pentru studenții noștri, cât și pentru echipa noastră. Mai bine de 90% din studenții noștri sunt online. Aici, pe loc, la sediu, vin maxim 100 de studenți care au lecții fizice, copii, adolescenți și maturi. Asta din cauza restricțiilor. Dar la momentul actual, în Fantastic English, sunt peste 1200 de studenți care învață și în două luni această cifră se schimbă. Deci în două luni vin alți 1200 de studenți, o bună parte din ăștia merg la următorul nivel. Deci, să zic așa, oameni noi jumătate se alătură, ceilalți continuă cu următorul nivel. Iar în cursurile Rita Engleza, la moment, sunt în jur de 1000 de studenți. Noi avem peste 15 produse în școală, dar avem 7 nivele de engleză generală, de la începător până la super avansat. Când mă gândeam sau planificam cum să organizez spațiul ăsta pentru studenți și pentru colegi, întotdeauna vroiam să fii maxim comod, să aibă bucătării confortabile, o să vedeți zona de odihnă dacă ați fost. Acolo avem canapea, se pot așeza, pot lua un joc de masă să se relaxeze. Este masă de tenis unde colegii la pauză de masă se încarcă. La fel, bucătăria am făcut-o în așa fel încât fiecare să aibă dulăpiorul lui, în care nimeni nu o să ia furculița, lingura sau tacâmurile care le are și spațiu suficient în frigider, suficient spațiu să iei masa, să te așezi, să-ți fie comod. Filtre de apă la parter și la subsol. Eu pot să zic că procesul ăsta e unul permanent. Când vine o idee sau îmi spune cineva, Rita, dar e că putem să facem pe hol, să reciclăm hârtie, iată aici pentru profesori, hai să facem. Putem să aducem niște flori ca să adăugăm o pată de culoare, hai să cumpărăm, hai să facem. Adică e un proces care se întâmplă permanent. Știi, te muți la casă nouă, după aia oricum mai adaugi câte ceva ce vrea sufletul. Să continuăm să aducem valoare în viața oamenilor, poate și prin alte forme. Am
așa un vis de-al meu să facem mai mult decât engleză, dar nu vorbesc doar de limbi. Pe mine asta mă pasionează, educația, și eu, sincer să fiu, nu știu ce o să fie peste 5 ani, dar sigur eu îți ocup de educație împreună cu echipa cu care muncesc aici, pentru că noi pentru asta suntem făcuți, să-i inspirăm pe oameni să devină un pic mai buni în fiecare zi.